În plin sezon de pregătire a murăturilor, prețul castraveților pentru murat a crescut semnificativ în piețele din România. Comparativ cu supermarketurile, piețele practică prețuri mult mai ridicate, dublând astfel cheltuielile gospodinelor care se pregătesc să-și pună rezervele pentru iarnă. Deși unii au explicat că prețurile sunt influențate de cerere și ofertă, alții au remarcat diferența semnificativă dintre tarabele din piață și prețurile practicate în supermarketuri. În unele cazuri, castraveții de același tip sunt vânduți vânduți în magazine la jumătate din prețul din piață. În timp ce prețul castraveților continuă să crească, gospodinele își păstrează tradițiile și se pregătesc să pună murături pentru iarnă. Rețetele transmise din generație în generație includ câteva trucuri esențiale pentru a obține cele mai bune murături. Alegerea castraveților proaspecitari, și tari. Castraveții mici și crocan sunt ideal pentru murături. Sterilizarea borcanelor. Un borcan bine sterilizat previne contaminarea și alterarea murăturilor, adăugarea mărarului și hranului. Aceste ingrediente Oferă murăturilor o aromă proaspătă și intensă. Usturoiul, un ingredient esențial. Feliile subțiri de usturoi aduc un gust distinct murăturilor. Timpul de maturare, deși murăturile pot fi consumate după două săptămâni, ele devin mai bune pe măsură ce se maturizează. Pentru a obține murături de calitate este important să eviți câteva erori frecvente. Alegerea castraveților vechi sau moi pot duce la rezultate nesatisfăcătoare. Chiar dacă prețul castraveților pentru murat a crescut considerabil, sezonul pregătirilor murăturilor iar gospodinele caută cele mai bune soluții pentru a-și pregăti cămările pentru iarnă. În ciuda nemulțumirii generate de scumpiri, cererea rămâne ridicată, iar tarabele din piețe se bucură de o activitate intensă în această perioadă, relatează realitatea.net.